Sinaxar, 9 octombrie. Sfântul Apostol Iacov, Sfântul Preacuvios Andronic și soția sa, Atanasia. Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Alfeu, a fost unul din cei 12 apostoli aleși de însuși Domnul nostru, Iisus Hristos. Tradiția transmisă de Sinaxarul Constantinopolitan îl arată ca fiind fratele Sfântului Evanghelist Matei. Alții îl identifică cu Iacov, cel mic, fiul Mariei, Marcu, capitolul 15, versetul 40. A fost unul dintre martorii lucrării pe pământ a Domnului Iisus Hristos, a pătimirilor, învierii și înălțării sale. După pogorârea Sfântului Duh la Rusalii, sorții i-au rânduit lui Iacov să predice Sfânta Evanghelie la Leuteropolis și în împrejurim, apoi în întreg Egiptul, unde a trecut prin mari încercări pentru Mântuitorul Hristos. Prin harul lui Dumnezeu a făcut multe minuni și prin el mulți păgâni au crezut în Iisus Hristos. Sfântul Iacov a suferit moarte de mucenic în orașul egiptean Ostracina, fiind răstignit de către păgâni. Cuviosul Andronic a trăit la Antiohia în timpul domniei lui Teodosie cel Mare, 379-395. El și soția lui Atanasia erau creștini râvnitori și trăiau după poruncile Domnului. Dăruind o treime din bogăția lor celor săraci, o treime bisericii, iar o treime o foloseau pentru nevoile familiei. Când aveau 12 ani de căsnicie, amândoi copiii s-au îmbolnăvit și s-au mutat la veșnicele lăcașuri, în aceeași zi. În timp ce Atanasia plângea pe mormintele fiilor ei, în biserica Sfântului Mucenic Iulian, acesta i s-a arătat mamei îndurerate, vestindu-i că cei doi copii se aflau în împărăția lui Dumnezeu. Bucuroși, și-au împărțit averea săracilor și au plecat la Ava Daniel în pustia schetică. Aici Andronic a luat îngerescul chip, iar Atanasia a fost îndrumată către mănăstirea de maici de la Tabenesis. După ani de nevoință, cuviosul Andronic a plecat să se închine la sfintele locuri, iar pe cale a întâlnit-o pe Atanasia, îmbrăcată în chip bărbătesc, care s-a recomandat ca fiind Atanasie, și au mers împreună la Ierusalim, neschimbând niciun cuvânt, iar la întoarcere s-au stabilit amândoi în Alexandria, petrecând în aceeași chilie, în tăcere, în post și în rugăciune. Îmbolnăvindu-se Atanasie, s-a dus către Domnul, iar Ava Andronic a aflat abia atunci că Atanasie era chiar fosta lui soție. Adunându-se părinții, au îngropat cu cinste trupul sfintei, care din dragoste pentru Dumnezeu s-a lepădat cu totul de cele ale lumii acesteia. După câteva zile, îmbolnăvindu-se, s-a săvârșit cu pace și Sfântul Andronic. Tot în această zi facem pomenirea Sfintei Puplia Diaconița, mărturisitoare din Antiohia. Tot în această zi facem pomenirea Sfântului Ștefan cel Orb. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.